Bună dimineața, prieteni! O nouă dimineață cu noi. Ne-am trezit iarăși de vreme, Jaden iarăși s-a trezit pe la ora 7. Este ok, adică nu este foarte, foarte vreme. Nu este normal ora la care se trezește el. Dar adevărul este că în ultimele seri a dormit mult mai rapid. Așa că probabil de asta. Am aici de făcut paturile, trebuie să mă îmbrac, apoi trebuie să îmbrac pe Emma, astăzi Emma merge la grădiniță, Jaden nu. Și am zis că să vă țin cu mine dimineața asta, să vedem dacă facem un vlog de dimineață sau un vlog de toată ziua, vedem. Vedem cât reușim să filmăm, dar am zis că hai să vă țin, că am oricum de făcut patul, de făcut toate chestiile și... Da, cam asta e. Acolo, ieși mai repede de acolo. Nu-i voi acolo. Nu-i voi la mobila. Ia în bloc acolo, la perdea. Oh, mereu umblă aici. What shall we do ca să nu mai vin acolo? We have to sell the paper so Jim can go in it. Da, trebuie ca să fac mama panino, să papi Emma. Okay. Emma, ridică perdeaua aici sus, Emma.
Bună, prieteni, e 9:30 deja. Dacă vă uitați câte am făcut. Cred că o să lăs vlogul de azi, un vlog de o dimineață cu noi. Trei copii sunt însărcinați, cred că așa o să-l chem. Și mai avem încă 3 ore, nu, 2 ore jumate din dimineața asta, așa că azi de aici facem. Sunt sigur că vreau să fac un duș, că am făcut gimnastică cardio și super transpirată. Și nu am chef să aștept până de seara să mă spăl. Ai făcut bye-bye? Ai făcut bye-bye la nursery? Am dus-o pe Ema la grădiniță, acum mă duc cu Jayden acasă. Și da, cred că o să mă duc să fac cred un duș, că am pus sufă nevoie. Și vedem ce mai avem de făcut, mai am sigur de făcut treburi, mai am de pus rufii, de pus la uscat. Dar vă țin să vedeți așa cam cât e busy sau non-busy, o să e dimineață cu noi. Cum am văzut, eu am făcut chestia asta de fân și a început să iasă aici, a început să iasă iarbă verde, deci nu vin să cred. Am făcut-o din fân, din iarbă și plante din câmp și acum na. Am pus ceva cafea pe aici, sper să nu mai mănânci. Să nu mai mănânce merci la lelele, că-s vai de capul lor, deci nu știu dacă mai iese ceva din ele. Și din celelalte flori care le-am pus, cine știe dacă iese ceva. Jayden se joacă cu scuterul lui Ema, el e bucuros. Începe să fie cald afară. Trebuie să încep să fac curat prin grădină, pentru că începe să fie cald și fain. Și de acum o să stăm mai mult în grădină. Acolo, da, e mașina de tăiat iarbă. Uite, cred că trebuie să tai și iarbă un pic. Că e un pic cam măricic acum și încep să vină căldura. O să văd dacă o tai astăzi mai târziu. Nu cred că m-am apucat acum să o tai. Cred că m-am apucat acum să o tai și după îmi fac baie. Oricum o să mă murdăresc un pic, așa că hai că mă duc. Am vrut să tai iarba în grădină și s-o ars mașina de tăiat iarba. Așa că vorbesc cu prietena mea să văd dacă vrea ea să contribuie cu bani să cumpărăm pentru casa e ei. Dacă nu găsim noi unul măcar un folosit, găsim noi sigur pe la second hand sau pe alte părți. Pentru că la noi mereu crește iarba, primăvara și vara crește, trebuie să tai mereu săptămânal. Pentru că arată foarte, foarte urât dacă o leși, nu știu, poate trebuie să o tai, n-ai ce face și... da, vreau să mă duc să-l trezesc pe Andy acum și până reușesc să fac ce vroiam. Încă nu e ora 10, măcar am tăiat un picuț din iarbă. Vreau să merg să-mi fac un duș și apoi mai am curățenie de făcut și aș vrea să fac.
și trebuie să trimit niște documente pentru un e-mail, dar ar fi cam urgent să fac, o să văd. Cred că m-am făcut acum întâi să fac e-mailul ăla ca să știu că am făcut și că nu am uitat. Și apoi el trezesc pe Andy și mă duc și eu și-mi fac un duș, Andy să stea să uit un pic la Jaden. Și da, mai avem câteva chestii. Am dat cu aspiratorul, am dat un pic cu aspiratorul și pe scară, m-am întins un pic pe pat câteva minute pentru că aveam chiar să mă odihnesc. Și acum, ultimul lucru înainte de a se termina dimineața, trebuie să pun haine la copilaș pe sârmă, la uscat. Am început să mă gândesc despre faptul că trebuie să luăm neapărat un uscător cu Adrian și o mașină de spălat vasele, dar trebuie să vedem pe unde le punem, că nu este loc în casă și trebuie să vorbim cu patroana casei. Dar asta altă dată. Bun, hai că ne punem rufeliu și apoi încheiem dimineața.
Asta e tot pentru vlogul de astăzi. Ce fac într-o dimineață cu trei copii și însărcinată. Momentan, trimestrul întâi, așa că vedem mai încolo cum o să fie. Am făcut foarte multe astăzi. Chiar unele chestii nici nu le-am mai prins, nu le-am mai filmat, că mă grăbeam să fac multe. Acum am mâncat deja prânzul cu Jayden. E mai la grădiniță, mănânc și ea, și o să mănânc și Andy și... cred că mă pun deja să editez, că a spus să mă odihnesc un pic după. Asta este tot pentru astăzi. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Nu uitați să dați like, comentați mai jos dacă v-a plăcut acest tip de video și dacă vă motivați și pe voi să fiți mai productivi dimineața și ne vedem în vlogul următor. Pa, prieteni!